Venim pe canalul Erica Show. Astăzi vom face experimente. El este tati ajutorul meu și o să facem... Cum se numește experimentul de astăzi? Experimentul de astăzi o ajut eu pe Erica, se numește explozie în pahar. Nu faceți lucrul acesta singur, doar ajutați de părinți. Include foc și pericol. Sau cu frații voștri mai mari sau surorile voștri mai mari. Da, cu părinții. Da. Nu cu frații mai mari, cu părinții, da? Începem? Da. Hai să începem. Nu uitați, like și subscribe. Da. Mulțumim. Și clopoțelul. Și clopoțelul, da, să nu uităm de clopoțel. Mm-hmm. Pentru experimente o să avem nevoie de protecție, neapărat a ochilor și eventual a mâinilor, dacă este cazul. Dar a ochilor trebuie să punem neapărat protecție. Da. Poftim, Erica, o pereche de ochelari. Da. Am și eu o pereche de ochelari. Să-i dăm drumul. De mine? Să-i dăm drumul! Pentru experimentul cu foc o să las pe tati să facă. Avem nevoie de un pahar cu apă, cu apă și săpun. Da. Și de un spray inflamabil. De un spray de încărcat brichete sau, ce folosim noi astăzi, un spray de pornit mașini. Oh. Nu faceți treaba asta acasă. Da. Ne îndepărtăm și dăm foc. Mai facem o dată? Da! Încă o dată! Ne îndepărtăm și îi dăm foc. Și mai mult, frate! Asta este, experimentul cu focul în pahar. Da, și mai mult! Mai facem o dată? Da! Încă o dată! Mai mult! Mai mulți? Da! Dar nu uitați să aveți și stingător la voi. Acum eu că da. Încă o dată? Da. Sunteți pregătiți? Da. Cu cât dăm mai mult cu spray și să facem mai multă spumă, cu atât flacăra va fi din ce în ce mai mare. Aveți grijă, flacăra frige. Aici putem să facem și frigăruie. Facem și frigăruie? Atâta a fost experimentul cu foc. O să revenim altă dată. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. O să revenim în alte video și alte experimente. Pa! Sau magii! Pa!